Să nu pățească nimic. Să fie întreg. Da, de asta l-am luat. Bine că-l folosesc, că mă ofticam. La câți bani am dat pe el, chiar mi-ar fi părut rău să nu stea în el. Dar ce culoare? Ia să te văd. Vișiniu. Aha. Da. Ceva așa. Culoarea mustului, culoarea vinului, mustului. Băi, ești nebun. Cu mof, cu de-astea. Trebuie să le scurtez pe toate. Că mi s-au rupt alea două la cărat și sunt jokerul din cărți, practic, cu două de un fel și restul de altfel. Dar ce se întâmplă, Andreea? Nu mai este la fel unghiile? Adică nu mai au aceeași calitate de sărup atât de des? Nu! Astea au fost dintotdeauna. Și atunci de ce nu schimbăm unghierele? M-am obișnuit așa, de câți ani merg la fetele astea. Da, s-a întâmplat așadar această socoteală, pe care este posibil ca voi să o fi văzut-o din clipul anterior, când de la tot căratul, manipulatul, mișcatul și mult gesticulat cu mâinile, mi s-au rupt două superbe unghiuace, care oricum ele sunt vai de capul lor, că eu în principiu de asta mă și duc la manicură de atâția ani, pentru că unghiile mele sunt foarte, foarte casante și mi se agață imediat și mi se rup imediat. Așa am fost dintotdeauna, adică nu are nicio legătură cu regimul meu alimentar. E o chestiune care mi se întâmplă de când mă știu. N-am avut niciodată natural unghii lungi, tare, rezistente. Nu, frății, că la mine întotdeauna praf se prind în toate alea, deci n-am nicio șansă. Dar atunci când am chestia asta pe deasupra, țin și ele mai mult și arată mâinile mai îngrijite. Pentru că nu e neapărat o chestiune de unghii scurte sau lungi, că nu sufăr eu de unghii lungi. Știți că nu prea le port lungi, sunt cam medie așa, dacă e să fie. Dar e mai degrabă vorba de a fi îngrijite, de a avea mâinile frumoase, îngrijite, pentru că sunt detalii care cred că sunt importante la o femeie. Așa că am zis neapărat, trebuie să ajung să repar povestea, mai ales că săptămâna asta se anunță una interesantă și intensă și destul de agitată, așa încât trebuie toate luate pe rând. Deci să-mi respect programarea. L-am și întrebat pe bufant acum ce culoare să-mi fac și ați văzut sau ați auzit probabil ce fashion icon trend priceput este în toate cele și cred că îi voi urma sfatul și o să le fac probabil scurte, pătrățoase așa cu marginile rotunde și o culoare ceva să fie în ton cu anotimpul. Care anotimp? Azi este undeva între. Nici nu știu dacă are sens să-mi iau cardiganul pe mine, dar mai bine să fie, că știu că fetele astea aici dau drumul la aerul acondiționat un pic mai tare decât mi-ar plăcea mie. Și când am plecat de acasă, era răcurică, adică înăuntru, mi se pare că mi-e frică afară. Și numai bine că m-am trambalat ca să bag tabloul ăsta, că ne vedem cu Vicky după și duc tablou. M-am trambalat să-l bag în mașină și cât m-am fuțit, cât m-am foit, cât l-am așezat, cât am mișcat etierele, nu vă zic cum sunt cu picioarele acum că am încăput aici. Vedeți? Avantajul de a nu fi înalt, în cap, în locuri foarte strâmte. Dar cu greu am încăput și sunt cu picioarele cumva așa, ca să poată totuși încăpea tabloul cum trebuie acolo. Dar cât l-am manipulat, cât l-am mișcat, l-am îndesat, am mutat pe dracu ghem ce am putut eu să fac acolo, numai bine că m-am încălzit foarte tare și am simțit nevoia să-mi dau ăsta jos. Să vedem acum dacă reușesc totuși să mă extrag din mașină. Ziceți la revedere acestui ruginiu, care a fost foarte frumos, dar nu știu dacă neapărat cel mai rezistent. Și să mergem, că mai am 4 minute până când începem socoteala.
Câteva ore acasă, numai că m-am luat cu treabă. Și s-a înserat, și s-a înoptat, și a trecut ziua cu totul. Dar nu contează. Singurul lucru care chiar contează este că mi-am făcut unghiuacele și sunt și eu un om îngrijit. Mânurile mele arată așa cum trebuie, culoarea este bună, lungimea este bună, deci îmi dă în general o stare de bine. Știți că v-am mai povestit când am manicura făcută, când e părul aranjat, când sunt și eu așa ca un om. Ceea ce n-aș putea să zic neapărat în momentul ăsta. Dar în ciuda oboselii pe care o resimt, să știți că sufăr de o bucurie mare, 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 pe care abia așteptam să vă împărtășesc de vreo lună, așa tot țin și aștept să vină momentul, pentru că zilele ce urmează, deci cred că la momentul la care vedeți voi vlogul ăsta, eu deja sunt acolo, zilele ce urmează plec cu mama într-o călătorie, scurtă călătorie, un city break. Știți că am vorbit cu voi de multe ori de-a lungul anilor, în special în ultimii așa, că mie mi se pare un lucru foarte frumos să ne plimbăm părinții, din motive pe care le-am mai explicat, pe scurt fiind vorba de șansă în viață, pe care majoritatea părinților noștri n-au avut-o. Nu știu despre părinții voștri cel mai probabil nimic, dar am eu așa o bănuială că în majoritate părinții noștri împărtășesc cam același destin și șansă în viață. Adică majoritatea nu au călătorit, n-au avut ocazia asta pentru că au trăit în niște vremuri mult mai complicate, mai dificile decât trăim noi în momentul ăsta. Nu că ar fi viața roza, cu că roz nu o să fie niciodată, dar totuși cred că noi avem mult mai multe șanse și oportunități pe care ei nu le-au avut. Și știți că vă povesteam de câte ori am plecat cu mama, doar noi două așa în călătorii din astea, vă spuneam că sunt foarte bucuroasă că pot să fac asta cu ea și că ne formăm împreună niște amintiri și că se creează niște conexiuni, ca și când ar mai fi cazul, se creează și niște conexiuni suplimentare și mi se pare un lucru foarte frumos pe care îl faceți pentru ei, în primul rând, pentru părinți, dar și pentru voi. Și dacă pot să ridic miza și mai mult, eu recomand în cazul în care călătoriile astea se întâmplă sau experiențele astea se întâmplă, că e aproape, că e departe, nu despre asta e vorba neapărat, să le înregistrați, să le aveți acolo într-o formă sau alta, foto, video și așa mai departe, pentru că cel mai probabil va veni un moment în care veți vrea să vă reîntoarceți la clipele astea, cel puțin eu așa o văd. Și ce s-a întâmplat este că undeva în vara asta, a fost ziua mamei mele, ziua mamei mele de naștere. Și m-am tot gândit, zic, ce să iau cadou, ce să fac, cum să fac, cum să o dau. Și mi-am adus aminte că mama de mult, de dinainte să înceapă toată povestea asta cu călătoriile, mama își dorea să vadă Parisul, orașul Paris. Nu doar pentru că îi place ei cinematografia franceză și Alain Delon și Brigitte Bardot și alte cele, dar o fascinație pe care o are cu orașul ăsta, unde, evident, nu a fost. Știți că am fost cu mama, doar noi două am fost în Copenhaga, am fost în Veneția, am fost în Barcelona, Roma, foarte frumos de fiecare dată, dar n-am fost niciodată în Franța. Eu am mai fost la Paris, sunt atâtea vloguri pe canal și chiar mă gândeam, zic, bă, are sens să mai filmez și acum, că în principiu o să fie cam aceleași lucruri. Dar cred că mai mult decât oricând acum are sens, pentru că da, o să mergem la Paris împreună, cred că mai mult decât oricând acum are sens, tocmai din motivele pe care le-am exprimat anterior. Adică pentru voi poate o să fie ceva, aolo, iar vine asta cu Paris, ne-am săturat, vrem destinații exotice, dar cred că vlogul ăsta care va veni, dacă lucrurile merg așa cum trebuie, ăsta chiar o să fie un pic mai egoist, adică o să fie mult pentru sufletul meu, ceea ce vă recomand 100%. Deci a fost ziua mamei mele în vară, gândindu-mă ce să fac, ce să cadou așa, am zis să hai să iau bilete. Și m-am uitat să văd ce oferte sunt toamna asta, am zis să treacă Jocurile Olimpice, să se ducă toată nebunia și aglomerația aia și eu oricum, dacă mă amintesc bine, n-am fost niciodată toamna. Am fost vara, am fost primăvara, am fost iarna, dar n-am fost niciodată toamna.
Și am zis, hai să iau în septembrie bilete. Și m-am uitat, am găsit niște bilete la preț bun la Ryanair. Am zis să risc, pățită, știți, cu Roma de acum, când am vrut să plec cu bufantul și de atunci am rămas așa cu un gol acolo și cu o temere că poate ne anulează zborul, ceea ce e un risc întotdeauna, dar, mă rog, de atunci am prins eu treabă. Am luat biletele respective, am întrebat-o înainte, zic, ești liberă în perioada? Da, îi mirosea ei ceva, dar nu și-a dat seama exact ce. Și de atunci tot ținem în telefoane cu ce mă îmbrac, dar oare cum o fi vremea, dar ce facem acolo, dar am găsit și noi ceva, dar mergem la Louvre, dar mergem la 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 la. Tot așa, deci foarte mult entuziasm de toate părțile. Și iată că a venit în sfârșit momentul. Deci dacă vlogul ăsta intră vineri, noi exact vineri avem plecarea. O să fie cu noaptea în cap, cel mai probabil că o să fie cu haos și cred, dacă se schimbă ceva o să vă anunț, dar cred că sunt șanse destul de mici să avem vlog luni. Pentru că eu îl filmez acum pe ăsta, pentru vineri, iar pentru luni ar trebui să mai fac încă unul în avans, ceea ce nu cred că o să am timp. Pentru că este destul de limitată treaba, trebuie să las totul în ordine aici și ca să las totul în ordine aici sunt foarte multe de făcut. Așa că cel mai probabil nu va fi luni, dar dacă este să fie să reușesc într-o formă sau alta, o să vă anunț. Iar dacă nu, cu siguranță o să fie un vlog de călătorie pe care îmi doresc foarte, foarte mult să-l fac. Sunt entuziasmată în primul rând datorită ei, că merg cu ea. Că așa, am, cum spuneam, am fost, am văzut, este frumos, n-ai cum să zici vreodată că Parisul e urât, chiar dacă este murdar, aglomerat și așa mai departe. Dar mă bucur tare mult că pot să fac asta cu mama și să-i fac bucuria asta și mi-o fac și mie, până la urmă nu e vorba doar de ea. Deci asta o să fie undeva spre sfârșitul săptămânii. O să vină aici, după aia, mă rog, mergem pe unul spre aeroport, vă dau toate detaliile astea la momentul respectiv, dar bucurie mare, 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 mare de tot. Și vă promit că după ce ne întoarcem, vin și treburile tomnatice și holul, cu care vă tot ameninți, dar știți de ce nu le-am făcut până acum, odată vremea, că vreau să fiu acolo 100%, n-are sens să fac asta când afară e super cald, și doi la mână, aceeași problemă de care mă izbesc în fiecare an, că mi este din ce în ce mai greu să găsesc lucruri interesante care să bifeze toate criteriile mele, astfel încât să fie bune de inclus în clipurile astea, pentru că ele sunt niște clipuri cu recomandări de tot felul, sunt periodice, adică treburile tomnatice se întâmplă o dată pe an, iar holul de două și sunt mari, sunt clipuri mari cu recomandări de tot felul și vreau să cuprindă doar lucruri mișto și interesante și recomandări în toate planurile posibile și la prețuri bune și care să vizeze mai multe tipuri de buget și mai multe tipuri de gusturi și așa mai departe. Și știți că vă zic, de fiecare dată când vin holurile astea, vă zic, vai, nu găsesc, nu am suficient material cât să fac vlogul, tărără, tărără, tărără. Și astăzi, că de aici ne-am luat, cât am așteptat-o pe Vicky, până a venit ea și am scăpat de tablou toate cele. Cât am așteptat-o pe Vicky, zic, tot sunt aici, sunt atâtea magazine în jurul meu, haide să văd, să explorez, poate este ceva în magazine ce n-am văzut pe site. N-am luat nimic de îmbrăcat, au fost câteva chestii pe care le-am probat, nimic nu venea cum trebuie sau mi s-a părut mie că nu merită bani, era o jachetică la Mango, dacă ați văzut-o, una bleu-marină așa cu niște nasturi, scurtă, care mi s-a părut interesantă, dar era poliester toată și la un preț despicau plombele, adică nu merita aia 450 de lei niciodată. A, dacă o intra la reducere ceva, mai vorbim, dar nu, n-aș fi luat-o. Am probat niște pantaloni undeva în Stradivarius, am probat ceva și prin H&M, veneau rău, deci nu mi-au plăcut și oricum când intru în Stradivarius am senzația că am mai îmbătrânit 20 de ani, pentru că magazinul se adresează în principiu adolescentelor, am eu senzația, sau oricum unui segment de populație din care eu nu mai fac parte. Și totuși erau câteva piese pe acolo care mi s-au părut drăguțe așa, văzusem iarăși jachete de alea cum îmi plac mie, știți, în fiecare hol apare jacheta aia într-o declinare de culoare, aia de motociclist, dar n-am mai luat, că am destule, adică chiar aveam, nu era o nuanță pe care să nu o am. Și ce am luat, în schimb am luat niște chestii absolut delicioase pe care chiar, palea, chiar abia aștept să vi le arăt, pentru treburile tomnatice, au băgat la Zara Home aromele astea de toamnă și de iarnă pentru frig, mamă, caramel sărat. Deci, fetele mele, băieții mei, doamne, dacă ați ști cum miros alea,
M-am abținut să nu mușc din lumânare când eram acolo. Am luat și săpun, am luat și niște betișoare și am intrat și în Bath & Body Works, unde tot așa aveau chestii, dar ăsta la Zara Home mi s-a părut mai mișto, cu caramelul sărat. Și mai am, nu știu ce, cu mosc, trebuie să apară și alea cu, zic, cu turtă dulce, gingerbread, nu știu ce, deci numai delicioșenii de genul ăsta. Acolo chiar pot să zic că da, a meritat, suntem 100% în același, din același film. Dar în rest, nu prea am rezonat cu ce era. O să vedem. Până la urmă o scot eu la capăt, nu e o problemă. Vedem cum fac, devin creativă. Deja pe partea asta de filme și cărți, cred că stau un pic mai bine. Acolo am găsit, dar aș vrea să vă arăt și, știi, fashionele, Thrill of the Hill, emoția la deal și toate cele. Să ajungem noi până acolo. Îmi închei și eu aici socotelili, treburili, că mai am așa de terminat un alta, de machiat, m-am schimbat în pijamele, mă bag în pătucioc și ne auzim mâine dimineață când o să avem niște activități drăguțe, cred eu. Dar vă pun la curent atunci. Noapte bună și revin. E un pic greu să vă arăt fără să vărs eu cafeaua pe mine, dar această cană în formă de lăbuță neagră are inclusiv pernuțe roz aici, pe fund. Cănuță drăguță în formă de lăbuță negruță pe care am luat-o anul trecut dintr-un outlet, ceva un half price, ceva de genul și am luat-o ciobită de atunci. Vă dați seama cât de mult mi-a plăcut. Are niște chestii pe aici pe la gură, dacă le vedeți voi, nu sunt majore, adică se poate trece peste, nu sufăr eu de perfecțiune, dar am tot zis că poate le vopsesc, le cosmetizez, le fac ceva și după aia m-am răzgândit, dându-mi seama că este defectul exact pe porțiunea care ajunge în contact cu gura. Deci să vezi ce mustăți și mă zgâlesc și îmi fac buzele negre, așa că mai bine stau eu potolită. Deci, cafeluț din lăbuț. Bună dimineața! M-am trezit foarte muceacea, cu nasul... La asta mă refer când zic muceacea, mi-am suflat nasul de vreo 30 de ori până acum și stăteam și mă gândeam de la ce. Bineînțeles că este de la ambrozie, dar în capul meu zic că m-o fi tras curentul, că știți, pe noi aici ne trage curentul. M-o fi tras curentul, o fi stat în frig, aer condiționat, nu, n-am pornit că nu este cazul, îmbrăcat am fost, v-am zis chiar că mi-a fost cald, nu știu, probabil că tot de la alergia mea este, care să știți că m-a mai lăsat din fericire. Voi mi-ați tot trimis mesaje, mi-ați tot trimis mesaje cu recomandări de medicamente, de spray-uri, de pastile, de purificatori inclusiv. Și mulțumesc mult să recunoscătoare că v-ați agitat în sensul ăsta. O mare parte dintre lucrurile pe care mi le-ați recomandat le-am încercat deja, numai că nu am prea vorbit eu despre medicamente pe canalul ăsta. Cred că răruți de tot și am zis să nu mă apuc. Și acum să intru foarte mult în detaliu pentru că nu știu dacă are sens, adică oricum nu ajută pe nimeni, tot trebuie mers la doctor, am fost și am încercat și purificatori, inclusiv am unul de la Philips. În cazul meu, până când nu își face damblaua, nu mă lasă, dar m-a mai lăsat, să știți, adică apogeul cred că l-a atins acum vreo 2 săptămâni cu totul. O săptămână jumate, două, cam așa. Atunci a fost stadiul cel mai crunt cu mâncărime, cu durere de cap, nas, deci tot acâmul. Și acum strănut însă foarte mult, chiar ieri mi-era o jenă, mai mi-era rușine la unghii. Era evident salonul plin și când strănut fiind în faza asta de ambrozie, nu strănut odată, să zic, mă scuzați, nu știu ce și atât. Nu, frate, deci când mă apucă, bum, 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 le torn. De vreo 5 ore am strănutat ieri, în continuu. Deci deja ce am încercat eu să maschez o dată de 2 ori, nu, frățică, după al patrulea strănut, toată lumea s-a uitat la mine, zice, sănătate, mulțumesc, sănătate, mulțumesc, îmi cer scuze, ce trebuie să fac. În continuu am strănutat. Deci asta cu strănutul nu m-a lăsat deloc, dar nu mă mai mănâncă ochii atât de rău, ceea ce pentru mine asta era partea cea mai nașpa și evident durerile de cap, că atunci când mă doare capul nu prea sunt în stare să fac mare lucru altceva. Și dacă rămâne doar asta cu strănutul, Doamne, ar fi minunat. Bine că nu mai am senzația aia de scoaterea ochilor din orbite. Sper că sunteți și voi la fel de bine, că am tot vorbit cu oameni și
Uite, în meme asta același lucru. A, da, și eu trec prin aceeași poveste, să sperăm că ne lasă. Probabil că e vorba și de ploile astea care au fost și că s-a mai răcorit un pic și, nu știu, o mai fi dus de norocirea aia, o mai fi plecat, ne-a mai fi lăsat în pace. Deci să ne lase să se ducă. În fine, este 7:30. Am mai lenevit un pic în pat, cred că vreo jumătate de oră am stat cu celelalte lăbuțe negre, după cum ați văzut. Și am zis să-mi croiesc drum ușor, ușor, să mă ocup și eu de niște mail-uri, că sunt aici cu laptop în față, că trebuie să plec undeva pe la 9:30 plec. Mă duc la un adăpost de animăluțe. Știți că am mai fost în iunie, iulie, ceva de genul ăsta, am fost la adăpost, la Cola Cariola. Am și filmat un pic pe acolo, am făcut ceva și pe Instagram și pornisem eu atunci o discuție cu voi, că mă gândeam, poate mai adoptăm un câine, mă atinseseră pe mine așa, într-un punct foarte sensibil, cățelușii ăia care nu aveau picioare și, știți, le confecționaseră din roți un fel de proteze și erau scumfobinei dulci 100%, chiar dacă n-aveau picioare, la fel de iubitori, și filmasem acolo în piscină cum se joacă, filmasem adăpostul și vă povesteam la vremea respectivă că mi s-a părut foarte îngrijit și diferență foarte mare prin comparație cu adăposturile de stat la care am fost când i-am luat pe ai mei. Și fusese discuția asta, vă zisesem eu atunci că vorbeam și cu bufantul, ne consultam dacă să mai luăm un câine, dar îmi doream un caz din ăla, adică un câine care chiar n-ar avea nicio altă șansă și până la urmă am renunțat la idee, ne-am tot gândit, concluzionând că acei câini au niște nevoi cu adevărat speciale și e posibil să le face mai mult rău decât bine, dacă ar fi să luăm unul sau, mă rog, mai mulți, ce mai, că și pe ăștia când i-am luat, am zis că iau unul și am venit acasă cu trei. Și nu știu dacă ar fi neapărat cea mai bună idee, cu toate că eu îmi doream, dar de multe ori eu mă las mânată de impulsurile astea și zic că îi lasă, că văd eu mai târziu. Și când vine acel moment de mai târziu, se dovedește că n-a fost tocmai o decizie bună. Așa am zis că măi, acolo sunt obișnuiți, au deja un program format, un mediu, adică nu știu dacă s-ar acomoda neapărat, s-ar putea ca eu să nu le pot oferi ceea ce au nevoie, că acolo chiar sunt niște nevoi super, super, super speciale. S-ar putea, cel mai grav, ca asta mă interesa cel mai mult, ar putea să fie conflicte cu ai mei, că sunt câini maturi, cu toții și oricum la mine nu se înțeleg. Grigore cu Patrocle, exact aceeași situație. Acum, dacă ar fi să mai introduc încă unul, să vezi tu dans și dacă iese mai rău, poate, Doamne ferește, ce știe ce-i fac. Adică, în principiu, erau mai multe minusuri decât plusuri și am abandonat ideea oricât de mult mi-ar fi plăcut. E, astăzi se organizează o altă vizită de genul ăsta, doar că la un alt adăpost. Acum o să mergem la adăpostul Speranța, dar eu îmi doresc să mă implic din ce în ce mai mult în treaba asta cu adopțiile și, în general, cu adăposturile și cred că v-am și zis de mai multe ori că e unul dintre visurile mele, probabil că mai târziu în viață, să am un adăpost pentru animăluțe, nu doar câini și pisici, poate și pentru altele, că la noi, România, situația cu animalele e urâtă pe multe planuri, nu doar în ceea ce privește câini și pisicile, și sper să pot să fac asta. Sau sper ca lucrurile să se îmbunătățească atât de mult încât să nu mai fie nevoie de asta, să nu mai fie câini și pisici pe stradă, să nu mai fie animale abuzate, chinuite, în vreo formă sau alta. Vă plictisesc, știu, sunt oameni care închid când mă aud că iarăși încep cu poveștile astea, dar cred că e nevoie de ele, pentru că, după părerea mea, suntem un popor foarte crud. Nu toți, normal. Dar noi, așa, românul la bază, e pe mentalitatea aia că animalul trebuie să-ți ofere ceva, trebuie să-ți dea ceva, dacă nu-ți dă pentru ce să țin câinile și pisica, dacă nu-mi dă lapte, carne, brânză, ouă și așa mai departe. E adevărat că ne mai educăm și poate că într-o formă sau alta spre asta țintesc și eu și poate dacă, nu știu, se răspândește ideea, dacă reușesc și eu să propag ideea asta din ce în ce mai mult și să schimb niște lucruri sau poate să declanșez niște semne de întrebare, ori să privim cu alți ochi situația asta, poate că am făcut ceva bun. Și eu știu că de-a lungul timpului voi mi-ați scris de multe ori că ați adoptat animăluțe pe care le-ați și botezat, așa cum îi cheamă pe ai mei, am auzit de ochinele, de rumburaci, de poarăței, de lemo, multă lume mi-a spus și este una dintre realizările vieții mele, că sunt niște animăluțe care au familie și voi îi aveți la rândul vostru pe ei
Și mă bucur foarte mult când se întâmplă asta, așa că sper să-mi iasă și pe viitor aceeași chestie. Deci o să mergem acolo prima și prima dată, apoi mai am eu o întâlnire și mai pe după amiază mă văd cu Iuliana. Dar vedeți, deci nu s-a luminat bine, e un pic albastru în spatele meu, eu sunt la bec aici cu fetescu, cu ursuluiu. Ah, și stați așa, o singură chestie mai zic, știți cum fac eu, că zic că încetez discursul și îmi dau seama pe ultima sută că mai aveam ceva. Nu vi-am arătat pe ăștia, mă, fetelor. Ce vedeți aici, am luat din Pepco. Am luat dovlecei din ăștia decorativi pe care vreau să-i așez frumos pe masă. Și cel mai important, vă pun focus. Veteranii știu că sora voastră, Roșie, are niște fixuri, mai ales la Crăciun. Știți, cu moșii cu căciulă pe ochi? Ani întregi am tot zis de moșii cu căciulă pe ochi. Îmi plac mie. Și am luat din Jumbo, din Pepco, mă rog. E, n-am găsit niciodată variante de toamnă. Și cum mă răsfoiam eu pentru rafturi la Pepco acolo, mi-apare creatura asta, care este un moș sau o moașă cu căciulă pe ochi, nenică. Hai mă cu focusul, nu vrea, îmi pune numai mie pe față. Și nu e de Crăciun, este moș cu căciulă pe ochi, de toamnă. Are, bineînțeles, nasul, cartoful ăla acolo, cu căciuloaca, cu moțul ăsta, pare a fi așa o ghindă, părul prins în moațe, ca niște codițe cu cizme și a fost până 10 lei, cred că nu, ceva de genul. Și am și eu doi. Da, exact ce vă spuneam. Mulțumesc. Am luat doi, că zic că o să arate drăguț puși așa pe rafturi sau uite aici în spate pe masca de calorifer. O să fie simpatici. Da, vă povestesc toate astea în clipul cu treburile tomnatice. Da, gata. Eu sunt Ambra din Baia Mare și cu ce m-au enervat părinții este că nu m-a lăsat să mă spăl pe dinți. Aoleu. Bonjurică, bonjurică, eu sunt Lipicioasul Petru din Otopeni și pe mine tata nu mă enervează cu aproape nimic, dar niște chestii mărunte și mama mă enervează că mereu se machiază 5 ore și întârzi mereu la școală când merg cu mama. Papa, papa. Bună dimineața, mă numesc Lipiciosul Tudor din București și tata mă enervează când el mănâncă mai mult și eu mai puțin. Cred că am ajuns acolo unde sunt mașinile parcate în față. Acolo ar trebui să fie. Da. Deci o luam... Deci... Noi am fost foarte surprins că singura fetiță n-a dat la fel. Noi am fost atât de prima. Noi ne-am mirat. Păi, bobonică! Bobonică! Ea e mortal. Pirsa, măi, ce ești? Așa, mama! Hai, hai, hai! Poftiți-vă unul. Două. Ea este Mirna, după cum vedeți, e Rembo. A fost mușcată de niște căței, de niște rottweileri și cu sută cât s-a mai putut din ea și a rămas așa de... Sper eu că și reușim să atragem atenția oamenilor că un adăpost nu ar trebui să fie capăt de drum pentru câine, ci din contră ar trebui să fie adoptat și să trăiască într-o familie responsabilă. Eu mai primesc mai ales că cei care sunt vârstnici primesc la fel, ei mănâncă numai orez, le fac colegii noștri acolo în bucătărie, dar este un eveniment și gândim și pentru ceilalți căței care nu primesc. Pentru toți cei 500. Și da. Se face de un popor de casoane. Și e frumos pentru că e atmosfera aia de filtru pentru un son și toți căței așteaptă. Și să știți că n-a fost nimeni mușcat până acum. Și intrăm și mare repede la câinii de aici, în fața acolo. Vrem să facem un son asta la fel cum sunt celălalt pe față, că sunt mare. Thank you.
Asta pentru că este foarte clar că în adăpostul respectiv a fost manevrat cu crosa, bătut, udat, n-are și o lăbuță, asta din față, este aproape orb. Dacă vreți să-l ajutați, puteți să-i faceți poze, să-l postați pe canalele dumneavoastră media. Probabil că s-au purtat brutal cu ei, că nu, cine să le ofere acolo. Am plecat, dar trebuie să mă adun un pic înainte de a vă povesti. Bineînțeles că a fost exact așa cum anticipasem, pentru că nu sunt la prima vizită în adăposturi și chiar am avut instrucțiuni, cu ghilimelele de rigoare clare, și de dinainte să plec de acasă, dar și de ieri, de când l-am pus pe bufant în temă că urmează să fac vizita asta, am avut instructaj bine făcut. Că nu mai luăm alte animale, că avem destui câini, avem destule pisici, oricum e greu și cu ele, nu avem cum să mai luăm în plus. Ceea ce știm amândoi, și eu și bufantul, că da, e o vorbă spusă, dar e o vorbă spusă rațional. Pe când animalele mele toate au fost adoptate, nu rațional, ci emoțional. Așa cum în adăposturile astea, dacă te duci, eu cred că te duci în primul rând cu emoție. Și după aia cu rațiune. N-am luat câinii ca să mă protejeze, să-mi apere curtea, așa cum n-am luat pisicile ca să-mi prindă șoareci sau nu știu ce alt folos credeți voi că pot scoate. De fapt, dacă este să o luăm din punctul ăsta de vedere al foloaselor, mă refer strict la astea fizice, materiale, nu e niciun folos, din contră, e mai multă pagubă. E vorba strict de emoție, de sentiment, de bucuria pe care ți-o aduc sufletele astea. Și ce am văzut acolo la adăpost, care își merită numele Adăpostul Speranța, exact asta mi-a inspirat, speranță. Pentru că l-am găsit curat, îngrijit, colorat, chiar animalele arătau bine. Nu pot să compar cu Cola Cariola pentru că sunt cam în același registru. Adică, v-am zis și acolo, mi s-a părut o diferență foarte mare față de ceea ce am văzut la adăpostul de stat. La adăposturile de stat. Este cu totul altceva și m-a bucurat să văd că nu a fost Cola Cariola excepția, adică doar la ei să zic că am găsit bine și îngrijit și câinii hrăniți și iubiți și curați. Nu, și aici arătau chiar foarte bine și culoare, veselie și domnul care ne-a plimbat pe acolo a fost foarte, foarte drăguț și amabil cu noi și se simțea că vorbește din inimă și a vorbit foarte mult despre empatie și despre ceea ce încearcă ei să facă, să schimbe mentalități, pentru că adăposturile ar trebui să nu mai existe. Și nu spun să nu mai existe că le dăm drumul pe stradă și dă-i să-i calce, să-i omoare sau și așa mai departe. Nu. Ar trebui să nu mai existe problema asta. Să nu mai existe problema câinilor care se înmulțesc necontrolat sau animalelor care se înmulțesc necontrolat și sunt libere pe stradă. Într-o lume civilizată, cu riscul de a face paralela asta cu Occidentul, unde știu că nu este doar roz și cu trandafiri, dar într-o lume civilizată așa cum este într-o bună parte din vest, nu vezi câini și pisici pe stradă. Așa cum sunt la noi, de exemplu. Și trag speranță că poate în viitor, poate chiar în timpul vieții mele, o să se schimbe și la noi niște lucruri. Spunea și dânsul că, într-adevăr, în ultimii ani au văzut din ce în ce mai multe cereri și dorința oamenilor de a se educa în sensul ăsta, de a adopta și de a empatiza cu sufletele astea care nu au nici o vină că sunt pe acest pământ.
Dar, de asemenea, am văzut și extrema ailaltă. Tocmai le sosiser niște câini preluați din adăpostul de stat de la Târgu Jiu. Niște cazuri destul de urâte. N-am înțeles exact povestea, nu sunt la curent. În principiu, evit să mă documentez cu privire la cazurile astea crunte, deși mi-apar foarte mult pe Facebook, mai ales eu de asta nu prea mai intru acolo, pentru că de fiecare dată când intram în newsfeed, mai vedeam iarăși câine bătut, călcat, cu lanțuri, cu, nu știu, chinuiți, rupte picioare, deci numai nenorociri de genul ăsta și în special acolo le vedeam. Și de asta evit să mă mai documentez cu privire la subiectele astea, pentru că îmi fac rău. Și din partea mea, cu riscul de a suna urât, eu le doresc lor care fac așa să li se întâmple fix în felul ăsta. Nu mai mult, nu mai puțin. Fix ce au făcut ei unor animale sau unor suflete care, în mod evident, nu se pot apăra. Și nu au puterea. Trebuie să fii un om foarte josnic să faci abuz de orice fel de suflet care ți este inferior. Adică nu e pe picior egal cu tine, nu se poate proteja în aceeași măsură. Trebuie să fii un anumit tip de creatură și să-i ajute Dumnezeu sau în cine cred ei, exact pe măsura faptelor lor. Cazurile care le veniseră astea, de care vă spun, de la Târgu Jiu, am înțeles că au preluat vreo 6 câini de acolo. Conjunctura nu o cunosc, dar eram în cabinet și dacă pot, inserez pe aici cumva filmarea, eram în cabinetul veterinar cu doamna doctor de acolo, de la adăpost, care ne-a prezentat situația și câinele ăla, în afara faptului că era un câine bătrân, adică avea vreo 15 ani, probabil nu mai vedea, nu avea o lăbuță, o avea amputată. Se vedea în mod evident că este un câine traumatizat, care a fost bătut, chinuit, cum se întâmplă în adăposturile de stat în general, și care cred eu că toată viața lui n-a cunoscut decât traumă. Și mă uitam la el și parcă îl vedeam pe Floric, al meu, care, din fericire pentru el, are toate lăbuțele, n-are coada, însă nu știu dacă ați observat, dar Florica nu are codița, i-au tăiat-o probabil cândva. Ăla este un animal care nu se va mai recupera, cred eu, care probabil că nu va ști niciodată ce înseamnă iubirea și bunătatea și că nu toți oamenii sunt în felul ăla și care a trăit o viață strict de chin, de suferință, de durere, care n-a cunoscut decât partea asta. Și ca el, nici nu vreau să mă gândesc cât sunt. De fapt, pentru ăștia care ajung în adăposturi și câinii care sunt pe stradă, asta este singura realitate pe care o cunosc. De ce mă chinui de atâta timp să mă apropii de Florică și nu reușesc? Tocmai pentru că lui s-au întâmplat niște lucruri. Știu că de la voi vin foarte multe gânduri bune și mereu îmi spuneți că sper să reușești, sper să uite, că faceți progrese, că da, dar a trecut mai bine de un an și eu încă nu am reușit să fac nimic peste cu el. Și probabil că nu o să reușesc niciodată. Și tot așa erau câinii ăia acolo, o parte dintre ei. Alții arătau foarte bine, erau și cazuri din alea fără picioare sau cu picioare rupte, fără lăbuța, nu știu care, fără ochi, aveau proteze și să-i fi văzut ce alergau nebunii, erau așa de dulci. Ne-am jucat, ne-am pupat, erau câini mari, de talie mare, mică, puiuți de tot felul, niște câini, doamne, o bucurie pe cuvânt, m-au umplut de noroi, au sărit pe mine, toată lumea mi-a zis, vedeți că te murdărești, vedeți că vă murdăriți. Știam că așa o să fie și chiar nu știam eu cum să trag mai mult de ei, m-am coborât toate noroaiele alea pe acolo, zis să ne pupăm, să ne jucăm, că o cârpă o bagi la mașina de spălat, nu e așa de importantă, dar sentimentul pe care ți-l dă iubirea aia de la... N-ai cum să o iei acasă, să o îmbuteliezi, să zici că o simți mai târziu într-o altă formă. Și mi-a fost foarte greu pentru că, bine, eu îi vreau pe toți, vă dați seama. De-a seama și avertiza bofantul să nu fac vreo prostie, dacă ar fi după mine n-am mai avea loc de ei pe aici, dar mi-a căzut cu atât de mult tronc un puiuț de cățel, cel cu ochii albaștri, și toată lumea îmi spunea că nu, e destinul aici pentru că aveți ochii la fel și uite și haina ta este la fel și ne-au dat șepuțe care erau în aceeași culoare. Și toată lumea spunea că ăsta e pentru tine, e destin, uite ce semănați, doamne, bucățică ruptă. Și mi-a picat cu atâta tronc, deci mă gândesc în continuu la el de când am venit. Era un câine întreg, nu în casă sau ceva, din câte am înțeles fuseseră 3 puiuți cu totul, ceilalți 2 au fost adoptați, au găsit într-o fabrică pe undeva și pufosul ăla a rămas singur, neadoptat. Și am stat cu bufantul în telefon de mi-a venit rău, adică până la urmă este decizia mea că animalele astea... Eu le-am vrut întâi de toate, eu le-am adoptat, iar el, da, îi iubește, evident, și mă ajută să am grijă de ei, dar sunt
ale noastre aici, luate însă de mine, din voința mea, din dorința mea de a fi, de a-i avea. Și am stat foarte mult cu el în telefon, ne-am tot discutat și contrat că oricum e greu și ăsta este singurul lucru care mă reține, că este deja greu cu cei pe care îi avem și mi-este teamă să nu mă trezesc cu o situație stil Patrocle Grigore, pentru că era băiețel. Și chiar dacă era pui acum, mi-e teamă că va crește și să nu fie după aia iarăși cu box. Adică nu vreau să crești mai multă animozitate și din dorința de a-i face bine puiuțului, să mă trezesc că îi fac și lui rău și celor pe care îi am deja. Așa că asta e în mintea mea, este, nu știu, n-am luat încă o decizie în direcția asta, dar chiar am plecat cu speranță de acolo, am plecat cu o stare bună în ciuda și lucrurilor mai puțin plăcute pe care le-am văzut și mă bucur din suflet că există oameni care fac și binele ăsta. Și știți că urmează, în mod evident să vă zic și vouă, să ajutați cu ce puteți voi, chiar și cu o vorbă bună. Ziceau oamenii că se bucură, cei de la adăpost, se bucură doar dacă vin voluntari să se joace cu căței. Deci nu bani, nu, nimic de genul. Sunt oamenii, în general, când aud de chestii de-astea, a, bani, a, spume. Nu, dar o vorbă, știi, să... Până la urmă asta e problema, cred eu, mentalitatea la noi, întâi de toate, să înțelegem că sunt suflete și că au nevoie de empatie și că nu este neapărat o problemă că nu-ți plac animalele, dar să nu faci rău animalele, să nu-i sprijin sau întărești pe unii care fac rău animalelor. Vorbesc de demenți din aia, de se distrează, chinuind pisici, bătând câini și așa mai, și nu doar ei, că povestea e mai lungă și, din păcate, vorbim și de alte specii de animale. Puteți să ajutați în atât de multe feluri, chiar și cu un simplu share pe nu știu ce platformă vreți voi, cu o vorbă spusă, cu o vorbă bună, cu o mângâiere, nu mai vorbesc de mâncare și altele de genul. Noi acum când am fost, am făcut și un pic de voluntariat, am spălat geamuri, am spălat mese pe acolo, ce a putut fiecare să facă. Și au nevoie, chiar au nevoie, că sunt 500 de câini acolo. Vă imaginați un adăpost de 500 de câini? Doar acolo. Și spuneau și ei că unul dintre regretele lor cele mai mari este apare în momentul în care vin oameni și le aduc alți câini și n-au cum să ia pe toți. Nu ai cum să-i ajuți pe toți. Asta îmi zicea și mie bufantul, că nu avem cum să-i ajutăm pe toți. Și știu asta. Nu o să salvez eu lumea și nici ei nu o să salveze lumea. Dar dacă fiecare dintre noi am face câte puțin ca să sprijinim sufletele astea sau să-i sprijinim pe oamenii care se ocupă de sufletele astea nevinovate, cred că ar fi un loc mai bun ăsta în care trăim. Și eu îmi doresc foarte mult asta. Dacă este o cauză în care să cred cu toată ființa și tot sufletul meu și căreia vreau să mă dedic cât de mult pot eu acum și clar o să fac mai mult în viitor, este asta pentru necuvântătoarele astea. Că ele nu au voce. Noi suntem vocea lor și până la urmă, să știți, noi suntem tot universul lor, tot sufletul lor. Mă uit toată în ochii lor așa și îmi dau seama cât de pierduți am fi poate și ei, dar și eu categoric, dacă ei nu ar mai fi în viața mea. Și mă refer acum la toate animăluțele pe care eu le am. Da, e un impact și sunt un pic așa, cum era de așteptat, sunt un pic afectată de povestea asta. O să încerc să mut mintea deocamdată și până când vine vlogul ăsta la voi vineri, probabil că deja am luat o decizie în ceea ce privește cățelușul respectiv. Momentan o mai rumec și încerc să mut mintea un pic. Primeira vez que eu te vi, menina, meu coração pulou pra boca. Super baftă ce am cu vremea, pentru că este întunericul pe care îl sesizați și voi poate, sau dacă nu îl sesizați, vă zic eu, sunt condiții de iluminare foarte slabe, ceea ce creează probleme pe partea de filmat, dar n-are nimic, că mâine cu siguranță o să fie foarte luminos, iar la fel a fost astăzi, trebuie să fie bezmă când am eu treabă. Am amenajat aici un mic colțișor unde să ne putem desfășura, ceea ce vreau să facem fiind un filmuleț de tip Get Ready With Me. Și tocmai de asta m-am pus la fereastră și îmi dau seama că sunt pe aici niște elemente pe care voi nu le-ați văzut deloc până acum, cu toate le au o poveste și va veni, promit. Dar am zis să ne așezăm cât mai aproape de sursa de lumină, deci cu fereastra în față,
tocmai ca să ne ajutăm cumva. Și când zic ne, mă refer la mine și la Iuliana, cu ea voi filma. Și să fim cât mai aproape de sursa de lumină, astfel încât să salvăm un picule situația, cu toate că presimțirea mea este că va fi nevoie de lumină artificială, ce mie, știți cam cât de mult îmi place, adică deloc. Dar masa am făcut-o frumoasă pe cât posibil, mi-am adus acolo cosmeticele pe care le voi folosi, câteva bijuterii, peria, o oglindă, asta e din Pepco, cred că v-am și arătat-o când am luat-o, acolo un obiect de decor și să sperăm că o să fie suficientă inspirația și creativitatea noastră, pentru că din punct de vedere al condițiilor meteo sau, nu știu, la lumină mă refer, nu e prea fericită situația, nu e prea roz. Și practic Iuliana ar trebui să filmeze din partea aia, eu să stau aici și să cadă toată lumina pe mine. Și în rest să ne desfășurăm aici, în dressing, cu probat și toate cele. Acolo am pus eu poșeta și pantofii la care m-am gândit, adică încerc să adun toate elementele din timp ca să nu pierdem vremea când vine ea aici, pentru că oricum o să ne chinuim puțin, deci să fie toate gata și pregătite și așezate pe cât posibil. Mai sunt câteva elemente, o să filmăm un piculeș și în baie, dar în linii mari cred că aici se va desfășura mare parte din activitate. Și dacă tot nu m-am schimbat încă, să vă zic două vorbe și despre ținuta mea, că n-am apucat. Fusta fiind de la H&M, luată în vară, primăvară, ceva așa, vă spuneam eu la momentul la care am cumpărat-o că eram încântată de faldurile ei, spre deosebire de cea din piele artificială pe care v-am arătat-o în clipul trecut, și ați zis și voi, băi, nu, ai dreptate, n-are cum să fie exact aceeași fustă, e clar că au filmat sau pozat una și au pus la vânzare alta. Dar asta, din fericire, este ce trebuie, ia uite, e amplu materialul. Deci fusta aia, cu o bluziță dintr-un tricot, este un pulovăraj, dar cu mânecă scurtă, pe care l-am luat din C&A și care are, uite, dacă vedeți niște năsturași, aici pe umăr, papuci de casă și jacheta aia albastră, aia este Stradivarius, am eu fixul ăsta, poate știți cei care mă urmăriți de multă vreme, că am o pasiune pentru gecile din piele artificială, din alea scurte, așa, de motociclist. E, aia fiind pe bleu, am zis că o să se potrivească cu ținuta și, mă rog, și cu ce am în spatele meu, pare că mă asortez cât de cât. Deci așa am fost, o să mă schimb acum, pentru că trebuie să fiu tot altfel, îmbrăcată pentru când va veni Iuliana și trebuie să mă și demachez pentru că vrem să pornim completamente de la zero, adică eu având tușa acum pe față și fond de ten și toate cele, trebuie date cu toatele jos și o să-mi fac eu și părul, de asta l-am lăsat așa, astăzi nu i-am mai făcut nimic, dar vedeți și voi, uite, cum arată la mine părul de a doua zi. Deci ce bine era ieri, stătea și el un pic umflat, așa, era proaspăt spălat, de aia. Dar astăzi, na, au trecut 24 de ore și deja e lins de vacă, nu mai are nicio formă. Ei, bucuriile firului de păr subțire și care se îngrașă repede. Crește repede, dar pe de altă parte este un coșmar la coafat și ca să-ți reziste și el așa. Că mai e și altă treabă în principiu în viață decât să stai să-l coafezi. Repercusiunile filmării de astăzi. Aplauze, avem bucle de dimineață, m-ați văzut, eram cu el drept, acum este ondulat, nu că mi-aș fi dorit, în mod deosebit, dar când am filmat cu Iuliana, a fost și componenta asta de coafare a părului, așa încât, iată-mă, dimineață într-un fel și acum așa, personal mă prefer așa, doar că mă mai plictisesc din când în când de el, mai am chef și de o schimbare sau n-am timp și de asta îl mai por și drept uneori, dar eu în sufletul meu sunt o buclată și o ondulată, asta simt că mă reprezintă cel mai bine. Să știți că ne-a ieșit filmarea, a fost totul super ok, în ciuda faptului că așa cum preconizasem, lumina s-a dovedit desastru, n-a ieșit soarele niciun pic, dar Iuliana are tot felul de scule, aparate, lumini pe care eu nu, nici nu le stăpânesc, nici nu le cunosc, n-am investit niciodată în ele, tocmai pentru că mie nu-mi place lumina artificială, dar ale ei sunt deștepte. Doar că trebuie să știi cum să le gâdil, să le setezi, să le potrivești. No. Pe mine mă depășește, adică stau la lumina de bec atât cât se poate, cât ne auzim, dar acolo a fost un pic altceva. Trebuia
să fie o anumită calitate. Dar o să vedeți voi asta probabil peste vreo săptămână, așa o să apară materialul și atunci o să-mi dau eu seama cine se uită și la clipuri pe YouTube, cine este și pe Instagram și urmărește ce postez și acolo. Că în general nu prea e același lucru. Mai sunt, dar sunt lucruri un pic diferite. Cat o chingură. Este trecut de 12 noapte, este 12.38, dar mai am de lucru, destul de mult. Vreau să fac cât de mult pot eu de astăzi, mă rog, deja e mâine, ce să mai... Pentru că dimineață vine mama. Și nu doar că vine mama, dar am o zi full. Pot să fiu așa cu ciocanul de șnițele. Trebuie să mă duc la o întâlnire dimineață la 10, trebuie să mă duc după aia să ridic niște chestii, trebuie să filmez două clipuri, trebuie să termin de montat clipul pe care îl vedeți voi acum. Pentru luni deja nu, cred că este destul de clar că nu o să am când. Eu vreau, am așa o idee, am o intenție, dar nu cred că o să reușesc să-l și filmez, să-l și montez astfel încât să fie gata pentru luni. Mi este foarte greu în momentul în care trebuie să fac material în avans și tocmai de asta de multe ori când călătoresc se întâmplă să lipsesc. Câte un clip, câte o săptămână n-am lipsit niciodată, doar la Crăciun, când, mă rog, e cu totul altceva, după maratonul de vlog mai sunt praf. Dar altfel, așa, două clipuri unul după altul, știți că nu fac de astea, dar în momentul în care călătoresc, tocmai pentru că trebuie să fac foarte mult în avans, nu reușesc să le fac. Voi știți că eu filmez, eu montez, ce fac eu cu Iuliana este vorba despre cu totul altceva, nu e clip de o oră ce facem acolo, o să fie 30-40 de secunde maxim care să apară pe Instagram, dar dacă vin la voi pe YouTube cu clip de 30 de secunde, nici nu vreau să mă gândesc. Adică, clar, nu e bine. E vorba de cu totul alt format, e cam altă audiență, deci nu merge. Și tocmai de asta nu mă ajung în general cu timpul și cu resursele ca să pot face suficient în avans. Câteodată mi iese, câteodată nu. Așa că să vedem cum o să decurgă mâine lucrurile. Dar cert este că mama va veni de vreme. O să plece dimineață, tocmai ca să nu prindă aglomerație. Pleacă dimineață din Buzău, o să ajungă probabil la 7. O să fie aici și mai am și bagajul de făcut și îmi doresc în principiu să mă și odihnesc puțin mâine, cu toate că zborul nostru o să fie destul de în noapte. Pe la 3 trebuie să fim la aeroport, deci vă dați seama cam cât o să dorm, așa că cu cât fac mai mult acum, cu atât o să-mi fie mai ușor mâine și de asta încerc să trag tare ca să iasă treburile. Ne auzim dimineață, așadar nu abandonez nava, vlogul mai are un pic, vorbim atunci. Sper să fiu un pic mai proaspătă și cu buclele la fel de solide. Pupicios, noapte bună, revin. S-a simțit un pic. Nu rău, de mie nici nu-mi dat seama, s-a zguduit un pic, dar... Eu cred că eram păstrată. M-am calculat așa când am vorbit cu ea după câteva minute și zic, acum am venit de la Lipic. Și cred că eram păstrată. Nu eram nici în magazin, nu eram nici în casă. Eram pe trei blocuri, pe acolo, cu sacoșii. Nu, pe stradă. Da. Ce, niște fi zis că vin într-o parte? Da, mai calci, așa, și te-ai văzut, așa. Te mai uiți pe unde mergi, că sunt drumurile așa cum sunt. Și n-am sesizat nicio clătineală, așa să zici, cum mai ia. Catifeaua și cașmirul ăsta, astea. Da. Ai un sac, așa. Ești foarte invidioasă. Foarte invidioasă. Ce foarte. Să fac dacă eu... Am și eu câțiva săcotei de ăștia de la tine, dar... Your blueberry eyes. Fine, fine. I play the memories over, over, over. Just tell me, my mind. I'm trying to keep it in sober, sober, sober. Bună seara, iubite! Te aștept ca și când. Am venit. Suntem în trafic. Mergem înspre San Plața, de unde trebuie să luăm niște socoteli. Printre altele să luăm și niște mâncare. A venit mama, după cum poate ați sesizat, ați observat, ați văzut. Au trecut multe ore de când, de fapt,
nu de când am vorbit cu voi, că astăzi n-am apucat să vă zic nimic, azi noapte ne-am auzit că în creierii nopții, dar astăzi n-am apucat să vă zic nimic pentru că, bineînțeles, a fost foarte, foarte intensă ziua și n-am terminat, n-am făcut bagajul, am o groază de alte chestii de făcut pe calculator, dar măcar am terminat ceva ce m-ar fi solicitat foarte mult dacă plecam cu ele nefăcute și în principiu mi-am propus ca în călătoria asta să mă bucur și eu de ce e pe acolo, nu să stau în telefoane și în mail-uri și altele de genul. Așa că am tras tare, astăzi am stat vreo 6 ore cu fundul pe scaun, dar m-am morțit cu totul. Din fericire, fiind mama la noi, normal că totul este back impecabil, de azi dimineață de când a venit n-a stat o secundă și motru ca lumea, că așa face, v-am zis și ea și bunica mea atunci când vin, mamă, intră cu dăla de pardosel, cu dezinfectant, cu mopul, cu mătura, deci a făcut back în toată casa, ceea ce eu clar cel puțin astăzi nu aș fi făcut în nicio formă și am o presimțire că nici tu. Deci nu mai cumpărăm becuri, asta ce să spun. Exact, cu exactitate. Aha. Deci miroase frumos, e totul așezat. Ce n-a făcut ea, că n-a știut că s-ar fi băgat și la asta, n-a așezat hainele alea acolo, s-a tot foii pe lângă ele și că mamă, eu le-aș pune, dar nu știu. Dacă mai avem timp în seara asta, mă refer la dressing, că v-am arătat că stau alea clai peste grămadă. Dacă mai avem timp în seara asta, poate reușim să le mutăm, să le așezăm acolo, că mie și mie mai ușor și are și ea activitate, că îi trebuie activitate. Nici vorbă să odihnească, să doarmă și ea. Azi noapte chiar în povestea că n-a dormit deloc. Nu știu când sunt părinții voștri, dar ai mei, de exemplu, când e vorba de călătorii, de plecat, de chestii de astea, chiar dacă e vorba de un drum până la București, nu dorm, ca nu cumva să rateze. Nu știu exact ce, că nu era cu tren, cu bilet, în fine. A ajuns mama de azi dimineață. Să nu scap cursa. Exact, da. Deci a ajuns de azi dimineață și noi ne-am văzut de ale noastre, adică am tot fost plecați și acum s-a făcut târziu, adică suntem în trafic de ceva vreme, fiind ora asta este și super aglomerat și plus de asta, ca să fie treaba, a plouat. A fost soare când am plecat de acasă, chiar mă gândeam, mă bufnise râsul, că știți că vă zisesem ieri, ce baftă am, ia uite, sigur o să fie soare mâine, adică astăzi, alaltă era a fost soare, când am eu de filmat, praf, ei. Și așa a fost, pentru că în prima parte a zilei astăzi, un soare, deci nu era un noricioc. Pe cer, foarte, foarte frumos. I-am scris și lui Iuliana, zic, ce să vezi, nu este un nor pe cer. A râs și ea, da, evident, așa trebuia să se întâmple. Dar între timp mi-am înghițit vorba, pentru că s-a întunecat și este urâțel și este toamnă ca lumea. Cât am lucrat la calculator, mi-am înghețat mâinile într-un hal și m-am și schimbat de un milion de ori, nu știu cât vă dați seama, dar m-am și schimbat de un milion de ori, că am avut multe de făcut, așa cum v-am zis. M-a și ajutat mama cu ele, n-am mai stat eu să le strâng după că a venit ea și chiar contează foarte mult să ai un ajutor de genul ăsta, pentru că să strici, să faci mizerie și dezordine e ușor. După aia să le pui la loc e mult mai complicat. Deci a fost minunat. Și ce voiam să punctez, că mai avem un pic și intrăm în San Plața, este că am trăit un moment așa foarte nostalgic și bucuros, că mi-a adus cât timp lucram eu acolo și m-a întrebat, da, tu nu mănânci nimic, nu ai mâncat nimic toată ziua, că am ținut-o pe cafele și covrigi. Și a venit mama cu un castronaș în care mi-a tăiat bucățele de măr, bucăți și biscuiți. Măr cu biscuite, da, măr cu biscuite. Sigur ați mâncat și voi când erați copii. Exact. Sigur ați mâncat și voi când erați copii. Mie îmi făceau și nu când eram copil, adică eram de tăi. Era pastă. Da, pastă, exact. Nu cu blenderul, că n-aveam așa ceva. Dar îmi făcea bunica mea când eram adolescentă, pentru că atât de mult îmi plăcea, îmi făcea măr ras, știți, pasta, deci zeama aia care se îmbiba cu biscuite, tot așa, biscuite fără mițat și așa ca o pastă. Mama, și mâncam de la cu lingurița, deci îmi plăcea atât de mult și n-am mai mâncat de ani, dar vă spun sigur, când eram adolescentă, mâncam de spărgeam măr din ăla cu biscuite și e adevărat că mama nu mi l-a făcut chiar așa pastă, dar tot mușcând când o bucățică, că mi-a fărâmat mărul, adică nu cumva știi să mă doară dinții, mușcând din măr, dar mușcând câte o guriță din bucățica de măr și câte o guriță din biscuite, tot era aceeași senzație, același gust și trăiam așa niște... Am mâncat niște înghețată cu aroma asta măr cu biscuite acum câțiva ani. Da? Și a fost bună? Foarte bună. Mie mi se par foarte ciudate aromele astea. Am văzut că există un trend de niște ani. Da. Cu gem. Exact, înghețată cu aromă de pâine cu gem. Păi, asta diferențiază, asta face... Nu știu ce asta să zic. Atrage, știi? Da, cred. Îmi dau seama că e altceva, că e altă aromă și există curiozitatea asta, dar nu știu. Pentru mine înghețata e de fructe, de ciocolată, de...
așa chestii mai exotice pe care să zic că le-am mâncat în ultimii ani, aia de lavandă de a fost excepțională. Dar în afară de asta, nu știu, parcă nu vreau înghețată de murături, de exemplu. Știi că este înghețată de murături. Am mâncat de ciocolată cu ardei iute, am mâncat înghețată cu aromă de Red Bull, am mâncat înghețată cu aromă de... Deci, da, nu știu ce să zic, cu aromele astea nu sunt eu tocmai încântată, dar plecasem de la mărul cu biscuite, oricum a fost foarte bun, mi-a plăcut, chiar m-am bucurat, a fost așa o chestie... Mai vreau măr din asta cu biscuite. Și dacă tot, cum vă ziceam, s-a plața, luăm și noi ceva de mâncare de aici așa, că ar fi câte una alta, dar mai e nevoie, mai ales că cineva va rămâne singur acasă pe parcursul weekendului, face Bayram Bordes cu pisicile, cu căței, cu broscuii. Și cu timpul la bun, dacă vrea să fie prezent. Să te ajute la plinte, da? Sau la ce? Nu, la plinte. La cornișe. Mă ajute acolo, cu susținere, cu... Da, cred susținere intru, morală. Cred că o să intru pe live. Pe live? Pe se life, zice, da, pe live? Da, da. fac și eu live-ul ăsta. Am un info pentru Timp Balaban. Fac și eu live-ul ăsta pentru Timp Balaban. Foarte frumos. Ia că mă sună mama. Da, dați așa. Alo? Da, da, da. Iau. Da, da, da. Bine, bine. Te pup. Pa, pa, pa. Nu mai avem hârtie igienică. Trebuie să luăm hârtie igienică. Mm-hmm. Și saci menajeri, a zis nici mari, nici mici. Deci medii. Mm-hmm. Că avem dăia mari și a zis că nu e bine. De ce? Am instructajul foarte clar făcut. Bun, parcăm, mergem, luăm, rupem. Sunt pe pescărie, după cum mă vedeți. Mama așa zice la cizmele astea că sunt de la pescari. A râs de mine când am plecat de acasă. Sale de cauciuc. Bun. Saci, saci, saci. 60 de lei. 35. 120 nu e bine. Uite, uite așa. Ah, bun, perfect. Ia doi. Ia doi de ea. Și cârtie. Care cârtie? Ah, e acolo în față. Am luat cu briza oceanului să se simtă oceanul în momentele critice. Bine, oricum se simte. Că... Bă, ești nebun? O să fac și asta în scurt timp. Bagajul este pregătit, e pe jumătate gol, ca niciodată, pentru că știu ce o să fie acolo și prefer să mă duc cu ele așa și am vedea cu ce ne întoarcem acasă. Adică șansele să mă întorc cu exact aceeași greutate a bagajului cu care am plecat sunt sub nivelul mării. Nu există, ne știm de atâta timp, Timp Balaban, adică nu. Este clar și evident cum o să petreacă lucrurile. Sunt foarte obosită, vă spun sincer, nici nu am timp să dorm, adică în 2 ore trebuie să plecăm spre aeroport, mama doarme, bufantul doarme, măcar ei să apuce un pic, pentru că eu mai am de făcut niște lucruri, dar eu sunt obișnuită, la mine cam ăsta este mersul la fiecare plecare și important este ca lucrurile să fie gata făcute de acasă și după aia dorm eu în avion, pe drum, o să ne descurcăm. Mai trebuie să fac o chestie, dar nu o să intre în vlogul ăsta, o să fie în următorul, adică vlogul de călătorie. Trebuie să oprim la Easybox înainte de a merge spre aeroport. Sper să nu uităm, pentru că mi-am comandat niște cărți.
special pentru călătoria asta, am zis să am în avion, ori la dus, ori la întoarcere, să... Na, îmi țin minte ocupată cu ceva, că e totuși un zbor de 3 ore și mi-au ajuns cărțile. Seara asta deja eram acasă, adică fusesem, cumpărasem tot ce aveam de cumpărat și undeva pe la 9:30, ceva de genul, primesc mesaj de la EMAG: comanda dumneavoastră este gata, puteți să veniți, o ridicați. Și nu mai iese nimeni, că e destul de clară treaba. Vedeți ce mă bâlbâi? Aia e. Așa că, în drum spre, să nu uităm, doar să luăm și cartea, cărțile. Mulțumesc mult, mult, mult de tot că v-ați uitat la vlogul meu. Sper că v-a făcut plăcere și că l-ați găsit de inspirație. Partea aia, știți, este acolo o zonă un pic sensibilă pentru mine, care sper eu să se răspândească așa cât mai mult, dar și bucata asta de plan de călătorie. Sper să inspire, așa cum mi-ați spus în trecut de mai multe ori, că poate s-au mai legat niște relații între mamă, fică sau între fiu și mamă, nu prea am primit eu mesaje, dar între mamă și fică mi-ați scris de mai multe ori de-a lungul anilor că v-am inspirat în sensul ăsta să călătoriți cu părinții voștri și mă bucură foarte mult, din motive pe care deja le-am explicat, că am avut șanse diferite în viață și mi se pare un lucru foarte frumos. Sunt super entuziasmată că se întâmple asta. Vă aștept pe canal, dar asta va fi vineri. Așa cum v-am spus, luni nu vom avea vlog. Îmi pare tare rău, chiar am vrut, am avut toate intențiile, dar nu am reușit să mai filmez încă unul în avans și să-l și montez. De fapt, trebuie să-l termin pe ăsta de montat ca să fie gata vineri și sper să iasă totul bine. Sper să ajungem cu bine, să nu fie în zadar, ferească, adică toată povestea asta acum sper să ajungă să fie publicată pe canal, că ar fi destul de nașpa, știți, să ajungem la aeroport și să ne trezim că nu se mai întâmplă lucrurile, dar fi împățită, de asta suflu eu și în iaurt câteodată. Mulțumesc, noapte bună, să ne auzim cu bine peste o săptămână și intrați pe Insta, pe acolo, că am de gând să fac poze frumoase și story-uri și de toate, în cazul în care vă e dor. Încă o săptămână. Vă pup, mulțumesc că v-ați uitat!